Atas Angelus Sinesiu, Ionacu Stantu, Tămânacu Nicolau, Andreu Haripie, Zeusiu, Anastasia, Maria, Scăzitera. Pentru ce depunem pomelnice la mănăstirile și biserici ortodoxe? Noi știm că Dumnezeu se află peste tot. În orice moment și în orice loc putem să ne rugăm și să-i cerem ajutorul. Acest lucru e adevărat. Însă există un dar. Una dintre dogmele Sfintei Credinței Ortodoxe este doctrina Comuniunii Sfinților. Potrivit acestei dogme, toți oamenii evlavioși și plăcuți lui Dumnezeu, cum ar fi mucenicii, cuvioșii, sfinții, noi mucenici și mărturisitorii, se roagă pentru noi înaintea tronului dumnezeesc, neîncetat spunând rugăciuni pentru noi zi și noapte. De aceea și noi în rugăciunile noastre îi rugăm pe sfinții bisericii noastre ortodoxe să ceară de la Dumnezeu iertarea păcatelor noastre, ajutor și sprijin în greutățile vieții. Asta și este participarea noastră, care este descrisă în dogma Comuniunii Sfinților. Una dintre formele de comuniune cu Catedrala Sfinților care au plăcut lui Dumnezeu din timpurile vechi este scrierea unor pomelnice pentru sănătate și pomenirea celor adormiți, pentru rudele și prietenii noștri. Pe Sfântul Munte Athos sunt mulți sfinți părinți care duc o viață bună și plăcută lui Dumnezeu, slăvindu-L mereu. Noi putem să ne adresăm călugărilor de la Muntele Athos ca ei să se roage pentru dumneavoastră și pentru persoanele dragi. Muntele Athos este casa pământească a Sfintei Fecioare Maria, unde ea rămâne prezentă până în ziua de azi. Depunerea pomelnicelor a fost întotdeauna o parte integrantă a călătoriilor noastre de pelerinaj, dar cei care nu au putut vizita Muntele Athos din diferite motive, în special femeile cărora le este interzis să pășească pe Muntele Athos, au fost lipsite de această oportunitate. De aceea, noi am decis să lansăm un proiect unic, datorită căruia oricine din lume va putea trimite pomelnice către mănăstirile Sfântului Munte Athos. Astăzi, în orice moment, puteți trimite pomelnice către Muntele Athos folosind formularul de pe site-ul nostru de pelerinaj. Va fi posibil să depuneți pomelnice pentru orice cerere de sănătate și pentru cei adormiți. Veți putea alege mănăstirea Athosului și tipul de pomenire, comandând o slujbă de pomenire timp de 40 de zile, o rugăciune pentru vindecare sau pentru ajutor în conceperea de copii, găsirea unui loc de muncă sau alte lucruri importante pentru dumneavoastră. Există multe icoane sfinte pe Muntele Athos, fiecare dintre ele ajută în anumite situații de viață. Noi vom transmite pomelnicele la mănăstirea unde se află icoana aleasă de dumneavoastră. De azi înainte veți avea posibilitatea de a trimite pomelnice în oricare dintre mănăstirile Muntelui Athos, precum și de a transfera instantaneu donații. Lucrul nostru se desfășoară cu binecuvântarea mănăstirilor Sfântului Munte. Ca dovadă, în cartea de vizită a fiecarei mănăstiri publicăm un filmuleț în care călugărul ne povestește ce pomelnice pot fi comandate la mănăstirea sa și ce rugăciuni puteți cere. Acolo veți găsi și o binecuvântare în formă scrisă a activității noastre de la fiecare mănăstire. Ne angajăm să transmitem numele dumneavoastră și suma donată mănăstirii pe care o alegeți în termen de 24 de ore de la primirea donației dumneavoastră.